Bine v-am regăsit! Să ne amintim întrebarea precedentă. Avioanele au decolat de undeva din stânga punctului A și trec simultan pe deasupra punctului A avionul 1 la înălțimea, la altitudinea de 6 km, iar avionul 2 la altitudinea de 10 km, cam așa cum vedeți în desen. Ele au aceeași viteză, deplasându-se amândouă spre dreapta, deci în aceeași direcție. Viteza avioanelor se măsoară față de aer. Ele zboară în acest fel până când ajung deasupra punctului B de pe sol, punct care se găsește la mai multe mii de kilometri distanță de punctul A. Presupunem că în tot timpul zborului nu bate vânt la niciuna dintre cele două altitudini. Și întrebarea este următoarea. În condițiile descrise, ajung avioanele simultan deasupra punctului B? Ceea ce este foarte important în enunțul întrebării este precizarea că avioanele au aceeași viteză față de aer. De fapt, de mult când nu existau încă sisteme de navigație bazate pe sateliți, la bordul avionului era afișată viteza față de aer, singura care putea fi măsurată direct, cu ajutorul unor dispozitive numite tuburi pitot, care se folosesc și azi pentru a măsura viteza avionului față de aer. Vedeți un astfel de dispozitiv în fotografie. Bineînțeles că viteza față de pământ este de obicei diferită din cauza vântului. De aceea s-a introdus încă o viteză, încă o mărime, GS, Ground Speed, care este viteza față de aer corectată cu viteza vântului. Dar în întrebarea noastră nu există vânt, așa că unii ați tras concluzia că ele trebuie să aibă aceeași viteză și față de pământ și că ajung deodată în B. Numai că mai e o problemă și cei care încă nu știți răspunsul corect veți înțelege imediat despre ce-i vorba. Dacă în loc de desenul pe care l-am folosit când am pus întrebarea, vă arăt acest desen. Pământul e rotund, pe cuvânt. Și din această cauză, avionul care zboară la altitudine mai mare, avionul 2, are de străbătut o distanță mai mare ca să ajungă deasupra punctului B decât avionul 1. Arcul de cerc parcurs de avionul 2 este mai lung decât arcul de cerc parcurs de avionul 1. Deci avionul 1, cel care zboară la altitudine mai mică, va ajunge primul deasupra punctului B, deoarece are de parcurs o distanță mai mică. Dar, pentru a nu induce în eroare, trebuie să fac câteva observații. S-ar putea ca unii să se întrebe, atunci de ce zboară avioanele la altitudini mari de 8-10 km dacă făcând acest lucru măresc distanța pe care trebuie să o parcurgă ca să ajungă la destinație? Pentru că diferența dintre distanța parcursă la altitudine mare și cea parcursă la o altitudine mai joasă este foarte mică. Pentru distanțe între A și B de multe mii de kilometri, această diferență ajunge abia la câțiva kilometri, distanță pe care un avion modern o parcurge în 15-20 de secunde. În schimb, aerul rarefiat, care opune o rezistență mult mai mică la altitudine mare, permite o economie considerabilă de combustibil. Cred că e bine să lămurim și de ce este mică această diferență de drum pentru altitudini diferite. Deoarece raza Pământului, raza medie a Pământului, deci și raza aproximativă a arcelor de cerc pe care le descriu avioanele, este cam de 6370 de kilometri. Așa că o diferență de câțiva kilometri față de 6370 este foarte mică. Gândiți-vă că vorbim despre milimetri. Atunci avem un cerc cu raza de 6,37 metri, deci mai mare decât 6 metri, și un alt cerc cu raza cu 5-6 mm mai mare. Diferența nici nu se poate observa cu ochiul liber. În concluzie, ar fi irațional să încerci să câștigi câteva secunde
la un zbor care durează multe ore, cu prețul unui consum mult mai mare de combustibil. Mai ales că situația pe care v-am prezentat-o în întrebare este ideală. În realitate, vântul și condițiile de zbor contează mult mai mult decât diferența mică care apare din cauza curburii pământului. De aceea, nimeni nu ține seama de acest efect atunci când este planificat un zbor. Și acum să-i vedem pe cei care au trimis răspunsuri corecte. Imaginați-vă că tocmai ați câștigat un concurs de logică. Felicitări! Și ați primit un premiu. Dar mai este unul, premiul cel mare, care este închis într-un seif care se deschide cu o combinație de 4 cifre. Să-i spunem acestei combinații codul seifului. Ca să primiți premiul cel mare, trebuie să găsiți acest cod ca să puteți deschide seiful. Pentru asta primiți un tabel care conține 5 combinații de câte 4 cifre și câteva informații care fac legături între cele 5 combinații și codul pe care îl căutați. După cum vedeți, există două coloane colorate, una în roșu, una în verde. În coloana roșie puteți citi câte cifre din codul seifului apar în combinația din stânga, deci pe aceeași linie, iar în coloana verde puteți citi câte din aceste cifre comune se găsesc în poziția corectă, adică în poziția pe care o ocupă ele în codul seifului. De pildă, putem afla că în prima combinație se găsește una dintre cifrele din codul pe care îl căutăm, pentru că vedem 1 în coloana roșie, dar această cifră nu este în poziția corectă, deoarece vedem 0 în coloana verde. Folosind informațiile din acest tabel, puteți deschide seiful ca să vă luați premiul cel mare. Succes pe săptămâna viitoare!